Dani, neața Răzvan, neața tuturor. Astăzi m-am gândit să facem un antrenament full body. Sunt antrenamente, exerciții simple. Însă, recomandarea mea este să facem un minuțel fiecare exercițiu. O să fie 5-6 exerciții, apoi pauză un minut și reluăm setul de încă 3-4 ori minim. O să facem trecerea de la brațe, deltoid, biceps, triceps, abdomen, fesier, coapse, coapse interior și în felul ăsta este un full body. Începem cu brațele. Ramona coboară pe spate, da? Important este să am spatele perfect lipit, pentru că în felul ăsta lucrează și abdomenul, deci nu relaxat cât să pot să pun mâna de desubt. Îl țin lipit, da? Fundulețul e și el strâns și din poziția asta, ia uite, fac un cerculeț cu brațele cât mai mare, da? Cât mai amplu, inspir pe nas, expir pe gură, spatele lipit, Ramona, da? Exact. În felul ăsta lucrăm și abdomenul superior, inferior, însă grupa principală sunt brațele, da? Deltoid, biceps, triceps, cât mai amplă mișcarea. Noi avem 2 kg aici, în schimb puteți să folosiți și de 3, de 4 kg maxim. Vreau să solicit diferit brațele, schimbăm direcția, Ramona, da? Până acum ai făcut în față, acum schimb în spate, la fel. Un minuțel din acest exercițiu, inspir pe nas, expir pe gură. Mergem mai departe, cum am zis, trecem la abdomen și din poziția asta, cum țin brațele întinse aici, aduc la piept sus, mă îndrept, pieptul în față, trag de brațe pe spate, în felul ăsta lucrează și bicepsul și tricepsul, cobor la piept și iar întind brațele pe salteluță, perfect, piept, piept și sus, piept și pe spate, piept, perfect, da? Ideal este că atunci când mă ridic, corpul meu să fie perpendicular pe saltea. Bravo! Cobor pe spate. Un minuțel. Da? Asta ar fi exercițiu 3. Cobor sus. Lucrăm și abdomenul superior, inferior, dar și lombarii, pentru că aici mă îndrept. Da? Ajung sus. Cobor. Și acum, mai departe, încălzim și oblicii. Ia uite, ajung sus. Cobor trunchiul la 45, sprijin gantera pe stânga. Cobor pe dreapta. Mă îndrept. Piept și spate. Ha, piept, sus, cobor trunchiul la 45, bravo, Ramona, schimb, piept, așa, bravo, și cobor. E foarte eficient, superior, inferior și obici, pentru că în felul ăsta ne definim talia, sus, bravo, Ramona. Hai, ultima, cobor aici, drept, stâng, sus și cobor. Continuăm acum cu coapsele și fesierul. Din poziția asta rămân sus cu fundulețul strâns, coapsele încordate și mut gantera pe dedesubt aici, da? Izometrie, doar că acum ne folosim și de greutate, lucrează și brațele. Te aud, Ramona. Hai, mai stai un pic. Încă 8, 7. Fundulețul sus, strâns. Hai, încă 4, 3, 2, 1 și ca să fiu sigură că izolez foarte bine fesierul, din poziția asta sprijină gantera, scurte sus, da? Scurte sus, inspir pe nas, expir pe gură, biceps femoral și fesier. Sus, 8 ori 2, hai. Am terminat superior, inferior, pauză un minuțel și reluăm setul. Mulțumesc, băieți! Mulțumim, Diana!